Bine v-am găsit! Cetatea Mălăiești, unde se scrie istorie, unde oamenii sunt binecuvântați și au sufletul mare. Sunt doar oameni care cunosc istoria și tradițiile noastre românești. Astăzi, în cetatea Mălăiești, împreună cu acest minunat picior, vom asculta împreună un cântec care vine din sufletul lui. Împreună pentru toți. Străinii lumea mare, trudesc românii mei, te rog ascultă-i, Doamne, și întură-te de ei. Așa a debutat cea de-a șasea ediție a Festivalului Cetății Medievale Mălăiești, istorie și tradiții în comuna Sălașul de Sus. Localnicii, hunedorenii și turiștii care au participat la acest frumos eveniment au avut parte de o paradă a cavalerilor, au asistat la schimbul de gărzi și predarea drapelului, s-au tras salve de tun, au fost demonstrații de lupte, dansuri medievale și un spectacol de teatru. Publicul ăsta și pentru locul în care suntem. Viva! 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 Mulțumim! Pleacă! Vrem să ducem mai departe tradițiile și obiceiurile și să punem în valoare monumentele istoricele care le avem la noi în comună. În 2012-2014, când a fost reabilitată cetatea, prima dată am avut un pic de reținere. Am zis, Doamne, zic, aici în vârful dealului, cum o știam noi fiind de aici localnici, poate nu o să vină nimeni, sunt o grămadă de bani băgați aici, cine știe, poate la un moment dat cineva ne va întreba, Doamne, ați reabilitat, nu se întâmplă nimica. Dar cu timpul trecând și având o inițiativă împreună cu colegii de la primărie și începând și cu Consiliul Local să organizăm acest festival care este la șasea ediție, de la an la an sunt tot mai mulți vizitatori și turiști și la momentul festivalului, dar și peste an. Pot să vă spun că anul trecut, din biletele care au fost vândute aici la intrare la cetatea Mălești, undeva în jur de vreo 6700 de bilete. Deci destul de multe bilete și dacă vă dați seama că este vizitată cetatea peste săptămână de la ora 8 la ora 16 și sâmbăta și duminica de la ora 10 la ora 18. Deci eu cred că sunt mult mai mulți turiști care au venit în afara orilor care sunt aici și atunci eu zic că numărul crește de la an la an. Pe lângă numărul turiștilor care a crescut de la an la an, pot să spun că s-au dezvoltat și pensiunile și mai nou, începând din acest an, avem 3 puncte gastronomice locale în comună, pentru că toată lumea care ne-a trecut pragul dorește să mănânce produsele tradiționale. Am deosebită plăcere de a saluta pe domnul primar al comunei Sălașul de Sus, cel care este vinovat de organizarea acestui festival, acestei mari tradiții a comunei noastre. În aplauzele dumneavoastră, cred că nu sunteți așa zgârciți în aplauze, merită aplauze pentru primarul nostru. Vă mulțumesc din suflet. Sunt deosebit de onorat să fiu astăzi alături de dumneavoastră și așa cum știm cu toții, acest festival numit Tradiții și Istorie, astăzi aici la dumneavoastră și în această minunată comună, care este, cred că, una dintre frumoasele noastre comune, care își păstrează istoria așa cum o știm din datin, străbune, și astăzi aveți posibilitatea să vedeți ce lucruri frumoase și interesante puteți descoperi aici la Mălăiești. Consiliul Județean, prin Direcția Generală de Administrare Monumente și Promovare Turistică, în fiecare an participă la organizarea acestui festival. Suntem parte integrantă a ceea ce înseamnă promovare și dezvoltare turism, mai ales aici în această zonă, precum și în Valea Jiului și în tot județul Hunedoara. Aici este puțin mai special pentru că este o zonă, o poartă de intrare în ceea ce înseamnă
turismul montan, ceea ce înseamnă turismul de aventură, ceea ce înseamnă turismul verde, ca să spunem așa, iar faptul că cetatea Mălăiești este de o importanță, așa cum a spus și dumneavoastră, de o însemnătate deosebită, se datorează faptului că întotdeauna cei care îngrijesc această comună, cei care administrează această comună, au venit alături de noi prin parteneriate cu Consiliul Județean, prin parteneriat cu DGMPT și au înțeles că așa trebuie să se promoveze. Țara Hațegului ne dă posibilitatea de a face călătorie în timp. Ei, vizităm cetatea de la Mălăiești, călătorim în urmă cu peste 600 de ani, în Evul Mediu, în timpul în care domnițele probabil erau mai mult pasionate de artă, coseau poate goblenuri stând pe terasa cetății, iar cavalerii bravi și curajoși, la nevoie, mergeau să-și apere domeniile pe care le aveau în posesie. Totodată putem lega istoria cetății de istoria castelului Corvin, familiile din Țara Hațegului fiind menționate și fiind prezente alături de Iancu Corvin de Hunedoara în luptele împotriva otomanilor din perioada Evului Mediu. Odată doar ca să vedem cum arată cetatea renovată, dar acum e o zi festivă și am vrut să profităm. Foarte frumos. Cum vi se pare tot ce se întâmplă astăzi aici la Festivalul de la Mălăiești? Este foarte frumos. Am văzut cetatea și înainte de a fi renovată. Era chiar o ruină și acum, după renovare, mi s-a părut chiar foarte frumos și au păstrat și aspectul medieval. Deci nu au făcut artificii de ca să iasă un chici. Este un lucru frumos. Ceva deosebit. Chiar sunt pasionat de istorie, citesc foarte mult și chiar e un lucru deosebit că s-a putut reface această casă nobiliară. Sigur că istoria este veche și în comună familie nu mai există membrii acestei familii, dar poate prin ADN-ul ce a rămas în zonă sunt persoane care fac parte, urmașii celor care au fost aici. În cadrul festivalului, nu doar cetatea a fost pusă în valoare, ci și producătorii locali, care au adus cele mai de soi bunătăți culinare, dulcețuri, murături, miere, fructe, zacuscă, siropuri, plăcinte de casă, sarmalele cu mămăliguță și, bineînțeles, renumiții virșli de sălaj, care au fost la mare căutare de către cei prezenți. Evenimentul s-a încheiat cu un spectacol folcloric susținut de tineri interpreți din comună, un spectacol de foc, jonglerii și un frumos foc de artificii.